Da, știu, domnul Băgăm, dar în politică e uneori, nu știu dacă se poate... Ce este politica, domnul Băgăm? ...folosi expresia asta, dar uneori e ca la fete, știți, doamnele corecte, care vin de vreme acasă, care gătesc bine, da, și îngrijesc copiii, sunt ok, toată lumea le vorbește de bine, dar ochii bărbaților fug după fustă scurtă, vedeți? Aici este... Păi, domnul Zbeuran, toată chestia. Domnul Zbeuran, acele fete, relalte, care le fug ochii, așa sunt și în politică. Aceleași tipuri de fete, dar numai că știi o chestie. Dom'le, mă duc la fata aia, o plătesc înainte. Că știu că asta este meseria ei. Corect? E, politicianul nu face așa. Întâi te vorbește frumos. Te face să fii în lumina soarelui așa frumos toată ziua pentru el și după ce s-a terminat campania și a ieșit ce și-a dorit, a uitat de tine. Un mare deputat și lider de partid politic spunea: s-a terminat campania, uite ce am spus eu. Hai să muncim acum pentru noi. Înțeles. Dumneavoastră mergeți în mediul rural să vă întâlniți cu alegătorii? Sigur că da. Cum începeți dumneavoastră discursul? Știți că e vorba aia, bonjour popor. Nu, eu nu încep eu. Nu încep eu. Ați venit să... Nu încep eu. Dar cum? Nu încep eu, îi ascult pe ei. Oamenii vorbesc, eu nu mai pot să vorbesc. Dacă vă arăt câte dosare, câte probleme sunt și câte hârtii îmi dau să le rezolv, simplele lucruri, domnul Zmeureanu. Și vorbim de oameni necăjiți. Dom'le, n-am bani să plătesc, uite, mă obligă pentru nu știu ce. N-am banii ăștia, că n-am, nu-mi dă ajutorul mie, îi dă ălui la care nu merită. Uite, domne, vă arăt unde stă ăla și ia ajutorul social și eu mă zbat. Nu-mi plătesc, domnul Zmeuranu, nu le plătesc oamenilor care au handicap și însoțitor, nu le plătesc la timp banii. Ce fac cu banii ăștia primăriile? Să laudă că fac niște drumuri, că au făcut niște apă și canalizare. Astea sunt laude false, pentru că acele lucruri sunt elementare și trebuie făcute. Eu, ca edil, eu, Brăgău, candidat la primăria Râmnicului, nu vă voi duce niciodată să spun unui cetățean trebuie să facă aia sau voi face respectivul drum. Este obligația mea să o fac în numele cetățenilor respectivi. Nu că am făcut eu lucruri și cu drumuri și străzi. Și cu aceste doleanțe merg oamenii la toate partidele. Pe mine trebuie dacă dumneavoastră, mediul rural, ați implantat ideea: noi am observat că cei de la Petrom nu și-au respectat contractul și dacă nu și-l respectă, vrem să mergem în justiție, vrem să naționalizăm Petrom. Da. Este o chestiune care depășește problema ajutoarelor sociale, domnul și Meureanu, primării. Dacă OMV, nu Petrom, OMV, că noi vorbim de OMV, el nu și-a respectat clauzele contractuale. Da. De ce eu nu mă duc să-i repun condițiile? Nu spuneți mie, înțelege lumea, vă identifică lumea? Da, sigur. Știți cu cine ne identifică lumea? Cu măsurile lui Vlad Țepeș. Și crede lumea că dumneavoastră că au mai fost tot soiul de... Știți, domnul Zmeuranu, partidul lui Dan Diaconescu lansase tot soiul de lucruri. Da, o să facă, o să... Da, dar el era unul dintre ciocoi. Înțelegeți? Când țipi la ciocoi și tu după aia te duci să mănânci de la ciocoi, tu ce ești acolo? Ești ciocoiu, șef. E, Bogdan Diaconu nu e nici ciocoi, nu este nimic. Este un simplu tânăr de 36 de ani are, da? Împliniți, va face 37 anul acesta, care nu vrea decât să facă lucrurile normale pentru România. Să-și apere teritoriul, să-și apere cultura, biserica, să-și apere familia, să-și apere pământul strămoșesc, să-și apere industria românească, să-și apere producătorul autohton. Nu vrea să facă altceva. Nu vrea să facă căi ferate supraterane și extraterestre. Nu vrea să facă lucruri anormal. Poate vrea că bine spunea Victor Ponta că peste câțiva ani vom avea un Donald Trump și în România, că... Mă rog, nu de vreau ce să nu? Forțez de comparații. Ce nu? Păi am văzut că politicienii au făcut treabă foarte bună. Am avut numai politicieni. Da. Ultimul este acum, l-am ales cu... Le-am dus toți în grămădiță să votăm politicienul cel mai bun și cel mai... Știți cum este? Din nefericire, românul ajunge la vot să spună: aleg rău cel mai mic. Cea mai proastă lozincă și cel mai... O dezamăgire totală, să spui o chestie de genul ăsta. 14 de noiembrie, domnul despre care vorbiți a fost ales ca
un salvator al neamului, un extraterestru care a pogorât pe pământ. Și aș fi vrut să mă întâlnesc cu extraterestrul ăsta, să-i spun două vorbe. Unii eu m-am întâlnit, nu i-am spus că sunt un om politicos. Bun, o să vă rog să luăm o scurtă pauză, să știți că după aceea, ca lider de partid ce sunteți, o să vă rog să faceți o fotografie și o analiză la zi a ce se întâmplă în jocul politic din județ, pentru că lumea este tare curioasă după plecarea senatorului Danițu de la ALDE. Vreau să știu cum vedeți lucrurile. Luăm pauză și